Este haos în cabinetele medicilor de familie din toată țara și în farmacii. Sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este blocat iarăși de 18 zile. Medicii nu au cum să-i consulte pe pacienți și să le elibereze rețete compensate pentru că se pot trezi că le vor plăti din banii lor. În momentul de față, rețetele se validează foarte greu. Calitatea de asigurat a pacienților se validează, dacă nu extrem de greu, imposibil, venind mesaje de eroare din acest punct de vedere. Medicii de familie spun că se întâmplă tot mai des să nu meargă sistemul și au trimis sesizări la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De aici s-a primit un singur răspuns printr-un comunicat de presă în care se anunță serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale eliberate offline în perioada 5 iulie 2019 și până la remedierea PIAS vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019. Urmarea unor probleme tehnice care au condus la întreruperi în funcționarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, PIAS, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se eliberează în regim offline până la remedierea indisponibilității PIAS. În acest sens, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate, care se publică pe pagina de web a CNAS, se arată în comunicatul emis. Medicii se plâng și de greutatea cu care decurg consultațiile. În acest fel stau la un pacient și 30 de minute și sunt zile în care nu pot elibera nici măcar o singură rețetă. Poate dura și până la jumătate de oră, o oră, iar dacă sistemul nu e funcțional, poate până la sfârșitul programului să nu emitem o rețetă. Platforma informatică a sistemului de sănătate a costat peste 18 milioane de euro, însă a picat de nenumărate ori de-a lungul timpului.